Vă salut, suntem în 2 noiembrie. Nu știu dacă am mai filmat pe această locație. Am avut 40 de stupi. Și l-am mutat la cules, cele restul 20. Așa. Aici am fost, când am fost, cred că miercuri, am pus grate în hănemanente corpul și acum o să vă arăt cum procedăm. O să luăm corpul 2. Uitați cât a bine. Și venim cu 3 magazii deasupra. Pentru că, cum v-am spus, stupii vor zbura cu elicopterul. O să le controlăm doar în ianuarie. Deci să vedem ce avem. Și unde e masca? Ups. Este plin cu miere sau puiet. Puietul care avem un plus, o să facem nuclei, mă rog, roi. E posibil că matca e jos. În prima rămână am văzut o doar larve. Aici la fel, ia uite cum a cluzinat puietul cât mereu dus. S-a încălzit la noi. În timpul zilei avem 20-22 de grade, ceea ce este mult în Noua Zeelandă. În timpul verii, în fiecare an, odată trecem peste 30 de grade, dar matca sigur este jos. Ce vreau să zic legat de temperatura, este mult. Mezeală mare, umiditate, mă rog, peste 70%. Încă n-am pregătit nimic unde să pun puietul care a rămas în plus. Da, matca este jos, fiindcă această ramă este oată. Este mai veche, nu cred că n-am cum să vă arăt. Deci pe acolo se vede. Așa, deci matca este jos, sigur. Ia uitați. A început să tragă boci. Dar acum vin cu 3 magazii deasupra, o să renunțe 100%. Acolo e matca. Carnica. Neagră. Deci are puiet. O să verific ramele. Uitați, aici avem miere și puiet. Trebuie să las ceva miere, fiindcă dacă cumva nu pornește culesul, se numără de foame. Fiecare an trimitem 400-500 de stup, depinde cu elicopterul. Deci puiet. Și n-am avut pierderi mari. 5-10, nu că mor de foame, mă rog, ori s-a roit și nu sunt precătmat că, sau mă rog, ceva de genul. Deci tot era cu puiet. Acum ar mai trebui să bat ceva
Am de sus, din sus. Și matca e jos. Mamă cum era. Și puiet. Așa. Stupivor sta încă 2-3 zile aici, până îl mutăm. Sperăm că mai bagă ceva în... în magazin, mă rog, și dacă bag un kilogram e bun. Ia uitați câtă miere și puiet. Deci să sperăm că o să ajungă până începe culesul. Deci așa l-am pregătit. Acum o să-l opresc filmarea și vin cu magazinele. Repunesc filmarea. Mai scot, o să scot o ramă cu puiet, fiindcă ultima de lângă hrănitor, ia uitați cum arată, o să bag pe aceasta, deci las cu 9 rame de puiet și miere. Gratia, Haneman. S-a mișcat. Deci ramele magazii sunt clădite sau parțial clădite. Așa. După extras o să le curățe doar acum. Depinde cum avem pe palet și a treia. Ia uitați, astea sunt mai faine. Polen de anul trecut, cum a adunat. Așa. Cu matcă jos. Acum o să scutur ramele. Acesta este cu puiet. Am mai dat la coleg. La colegul am dat două rame. Că a avut stup fără matcă. Așa. Judită puietoare. Nu știu ce am lăsat. Acum o să scutu și hrănitorul. Și ar trebui să mut aceste 4 rame undeva. Să nu-l las, sau mă rog. Las aici. Deci albina care rămâne cu puiet, o să mutăm. Ia să vedeți. Nu este mult puiet. O să mai adunăm... scot această ramă. Așa. Deci 3, nu 4, 3 cu puiet. O să pun momentan aici și imediat o să mut pe mașină. Guma este mai greu, fiindcă avem puietul ăsta în plus. Colectorul de propolis. Și capacul. Deci așa. Nu rămân cu pie jos. Miere și 3 caturi. O să le mutăm înapoi în ianuarie. Cele 360. 60 o să le mutăm undeva în 20 decembrie. O să vedem ce găsim. O să fie miere sau nu.